Paul, lasă telecomanda. În fiecare zi același lucru la TV. Ok, Petro, am o idee. Ce idee? Cum ar fi dacă am intrat de pe telefon în cele mai tare animații și filme de Crăciun? Wow, hai, așa facem. Pe bune, Paul, Harry Potter. Schimbăm. Super, hai. Pe bune, Paul. E Harry Potter, 2. Lasă că schimb eu. Pe bune, Petru, Frozen. Da? Ana, hai afară la zăpadă că a venit și Paul. Exact. Paul, ești pregătit? Da, hai. 3, 2, 1. Ma, nu cred. Singura casă. Cea mai frumoasă stradă cu cea mai frumoasă casă decorată. Party la Kevin acasă. Să mergem. Dar știți de ce? Pentru că este singur de sărbători. Hai. Paul, stai. Cred că am uitat ceva. La unul prin TV totul este posibil. Așa că fiți online de sărbători. Puteți fi oriunde. Dar să nu uitați să vă luați telefonul. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Click pe întrebare la 1+ TV. Ne apropiem de sărbătorile de iarnă și trebuie să ne bucurăm. Putem să ne bucurăm în diferite feluri. Teatrul dramatic Elvira Goideanu v-a pregătit un program bogat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Trebuie să încercăm experiențe noi pe lângă tradiționala masă de sărbători și întâlnirea cu familia, cu cei dragi. Cred că momente de pauză sau de relaxare de felul acesta contează foarte mult. Invitatul nostru din această seară este Ianis Gârbaciu, consultant artistic în cadrul Teatrului Dramatic Elvira Goideanu. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, Alin! Mulțumesc pentru invitație, salut și spectatorii noștri! Așa cum spuneam în debutul emisiunii, o să fie un program destul de încărcat la Teatrul Dramatic Elvira Goideanu, muzică, spectacole de teatru pentru toate gusturile, da? Haideți să vorbim cu ce se va întâmpla chiar în acest weekend, cu o săptămână înainte de sărbătoarea Crăciunului. Avem un program într-adevăr încărcat, așa cum e și firesc să se întâmple la o instituție profesionistă de spectacole. Ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, de una dintre cele mai importante sărbători ale neamului nostru și firește că ne-am pregătit și noi, așa cum am putut în situația aceasta ciudată în care ne aflăm și grea, și vrem să avem întâlnirea cu publicul și să le oferim un cadou târgușenilor, pentru că avem, mai poate, da. Avem multe activități în acest sfârșit de an. O să avem o premieră, ultima premieră din anul 2021. E vorba de un one-man show, Ioric, după William Shakespeare și Victor Eftimiu, un spectacol pe care îl va prezenta, îl va scoate în fața publicului, tânărul actor Vlad Fiu, coordonat în întâmplarea lui de regizorul Radu Botar, și alături de echipa teatrului care îi sprijină în ridicarea acestui spectacol. Este un proiect cultural cu care vă veți mai întâlni la Teatrul Dramatic Elvira Goideanu. Mă refer la acest concept de one man show. Am început această frumoasă călătorie în lumea teatrului cu spectacolul lui Vlad Rădulea, un alt tânăr actor al teatrului nostru, Ce caut eu. Luna trecută a avut premiera, iată că acum Vlad Fiu cu Ioric va avea premiera spectacolului în sfârșitul lunii acesteia și de la anul veți vedea rând pe rând mai toți actorii teatrului prezentând un one man show. E un pariu și al lor și al instituției noastre, e un proiect nou. Nu prea am avut la Târgu Jiu one man show-uri în trecut și am zis că e o posibilitate bună de
aș de a da actorilor șansa să demonstreze și până la urmă de a progresa, pentru că un astfel de spectacol e o mare provocare. Să duci un spectacol o oră, o oră și jumătate de unul singur nu e deloc ușor. Vlad Rădulea a făcut-o foarte bine cu spectacolul Ce caut eu, un spectacol foarte bine primit de public. Și ca o mică paranteză, tot în această perioadă am mai început o activitate nouă pentru noi. E vorba de spectacolul Ce caut eu, tot vorbeam de one man show-ul Ce caut eu, al lui Vlad Rădulea, care a fost prezentat într-o sală de clasă la Colegiul Național Spiru Haret. E o altă idee de-a noastră pe care o să o punem în practică mai des de la începutul anului viitor, pentru că în acest moment cei mai importanți parteneri ai noștri atunci când vorbim de abonamente, elevii de la liceele și colegii din municipiul Târgu Jiu, trebuie să vină și ei la teatru vaccinați. Știm foarte bine că în rândul elevilor de la colegiile și liceele din municipiul Târgu Jiu, dar cred că de peste tot din țară, rata acelora vaccinați e foarte mică și atunci ne-am gândit că trebuie să facem ceva și să avem întâlnirea, să păstrăm contactul cu ei, pentru că și anul acesta avem un număr impresionant de abonați, vorbim de peste 2000 de tineri care doresc să vină la teatru, care și-au făcut un abonament la teatru, dar care nu pot să facă lucrul acesta datorită restricțiilor care sunt în vigoare astăzi. Și am zis că dacă ei nu pot să vină la teatru, mergem noi către ei. Și să spunem că Radu Botar, cel care semnează regia acestei piese, este actorul care a colaborat. E colegul nostru, colaborează și este angajat la teatru. Este angajat, dar Radu Botar. E un mare câștig, cred eu. Da, este actorul, trebuie să le spun celor care ne privesc, că este actorul din filmul Cardinalul, care a fost, din câte am văzut eu, conform părerii unor specialiști, unul dintre cele mai frumoase filme patriotice românești din toate timpurile. Da, un film foarte bun și Radu a făcut un rol minunat acolo, care a adus și foarte multe premii și recunoaștere națională în zona filmului. Și a jucat și joacă în continuare. E un mare câștig pentru noi, așa cum este și prezența în echipa teatrului a Mălinei Andrei, coregrafa Mălinei Andrei, care e la fel un mare, mare câștig. La fel cum este și legătura și apropierea pe care am făcut-o cu Slava Sambriș, regizorul care a regizat anul acesta Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mentali, un tânăr regizor, pot să-i spun tânăr pentru că nu a trecut de 40 de ani, deci intră în această categorie, și care este unul dintre cei mai bine văzuți și cei mai bine cotați regizori de peste Prut, pentru că el vine de la Chișinău. Anul acesta, de exemplu, cum noi avem premiile Uniter, ei au premiile Unitem. Și a câștigat. Și la premiile Unitem, doar spectacolele lui au fost nominalizate pentru premiu. Deci el a concurat cu el. E normal că a câștigat un premiu. Un mare artist care a venit la Târgu Jiu, i-a plăcut foarte mult de noi, i-a plăcut echipa teatrului și cred că o să-l vedeți și pe viitor alături de noi, pentru că e un real câștig. Cum la fel e și Radu Botar și Mălina Andrei și toți colegii care au venit și au întărit echipa Teatrului Dramatic Elvira Godanu. Iată, vorbim de tinerii noștri colegi care prezintă în această perioadă un gen de spectacol foarte, foarte greu de realizat, aceste one man show-uri. Deci sâmbătă și duminică de la ora 18 vă așteptăm la teatru. Mai erau puține bilete, dacă mai sunt doritorii, vă așteptăm la casa de bilete a teatrului sau pe platforma www.tomtix, se pot achiziționa biletele și online la teatru. Sunt și mai puține locuri, da, decât da, pentru că la aceste one man show-uri am gândit și o altă abordare în ceea ce privește publicul spectator. Ei vor sta pe scenă alături de actor și publicul se joacă în general cu 40 de spectatori. Cam ăsta este numărul permis pentru ca spectacolul să se desfășoare așa cum trebuie. În această perioadă noi putem să ne raportăm la un număr de 50% din capacitatea sălii la spectacolele pe care le jucăm cu publicul la locurile lor, în
în scaunele teatrului. Când vorbim de one-man show-uri, vorbim de 40 de oameni pe scenă. Deci acesta este spectacolul pe care îl vom avea în acest weekend. Luni, de la ora 7, de această dată, avem un concert, o tradiție deja a Teatrului Dramatic Elvira Gudanu, concertele pe care le organizăm în parteneriat cu pianistul, compozitorul, dirijorul, profesorul Florin Berculescu, omul care de mulți ani alături de instituția noastră, ne bucurăm și suntem onorați că avem acest dialog cultural până la urmă cu Florin și luni vă veți întâlni cu un concert de la ora 19. Acolo știu că mai sunt foarte puține bilete, la fel, dacă doriți, vă așteptăm la casa de bilete. Știu că îi duce în spate Lira Gorjului de ani de zile. Da, și care e unul din membrii fondatori ai Lirei Gorjului, care se zbate și știu că o face și cu folos și cu succes și din câte am înțeles, s-a rezolvat și problema Lirei Gorjului, pentru că în ultima perioadă, din păcate, era o problemă cu finanțarea. A fost o problemă cu finanțarea acestei instituții. Până la urmă, Lirea Gorjului e o instituție importantă care e bine, e musai să fie în peisajul cultural târgujean și gorjean. Marți, alt eveniment, de la ora 18, de această dată un eveniment invitat, pregătit cu gândul la sărbătorile ceva să vină, e un concert de colinde. Un concert de colinde altfel, pentru că vorbim de niște rock colinde. Revin la Târgu Jiu Adrian Naidin și John Micu, colegul lui de scenă. Adrian Naidin îl știți firește cu violoncelul său minunat. Adrian Naidin este colegul său de la percuție și împreună vor aborda acest gen muzical un pic altfel. Ne-a trimis ceva material, sună dumnezeiește ceea ce fac ei acolo. Vor veni și cu albumul pe care îl lansează în această perioadă. Da, ei la stare de album. Ei sunt cumva și într-un turneu național, mă rog, atât cât poate să însemne în zilele de astăzi un turneu național. Da, va fi tot la fel cu o capacitate redusă. Da, da, va fi cu 50%. Adică 100 și 100, puțin. 100 în cap, 100, 100 de spectatori, dar și o spunem aici, pentru că dăm o noutate la tine în emisiune. Vom face și un dar târgujenilor. Pentru că cei care și-au achiziționat un bilet, oricum sunt fericiți și pot să participe la concert în sală, să urmărească artistul și să fie acel schimb de energie altfel. Ne dorim să dăruim acest concert și comunității noastre și atunci va fi un streaming cu o proiecție în timp real din sala teatrului, pe fațada teatrului, prin videoproiecție și vom scoate și două sau trei boxe afară. Da, pentru deci cei care nu vor putea intra vor putea urmări de afară, de afară concertul. Și cei care vor fi în centru în acea perioadă se vor putea bucura de muzica acestui concert, pentru că vom scoate câteva boxe afară. E un concert de colinde, e o perioadă care trebuie să ne bucurăm toată lumea. E musai să ne bucurăm cu toții de în care trebuie să ne bucurăm cu toții și am zis să fie darul nostru pentru comunitate. Și cu acestea fiind zise, activitatea teatrului în această perioadă până de Crăciun se va opri. Probabil că între Crăciun și Revelion vom mai avea un spectacol pentru cei mici. Și ne încărcăm așa bateriile pentru anul viitor, pentru că vrem să pornim așa puternic și să mergem noi către... Depinde dacă veți fi lăsați să porniți puternic. Eu vreau să cred că da, pentru că ne-am luat toate măsurile. Se așteaptă la noi restricții și da, cine știe ce o să mai fie. În ultima perioadă, dacă ați găsit ne gândim, s-au găsit online. E clar, și acum vom face... vom avea acea legătură cu partenerii noștri, cu trusturile media și în perioada sărbătorilor, că vorbim de sărbătorile de Crăciun, că vorbim de anul nou, de Revelion, vor fi materiale în instituție noastră pe posturile locale de televiziune. Considerăm că e important să păstrăm și această legătură și împreună să ajungem în casele târgujenilor, în casele gorjenilor și dacă ne referim și la streamingul online, putem să ajungem oriunde în lume acum. Dar știu că există un canal unde sunt mai multe teatre, participă la acel canal, unde se plătește un abonament și cine dorește poate să vadă anumită piesă de teatru. Sunteți, faceți parte? Da, suntem și noi parteneri acolo. Sunt spectacole
de ale instituției noastre care sunt ridicate pe acel canal, da, și pot fi urmărite, da, de spectatori. Avem și noi un canal de YouTube unde se pot urmări materialele teatrului, nu chiar toate spectacolele. Le-am scos de acolo pentru că ne dorim ca spectatorii să vină să le vadă în sala de spectacol. Oricum, e cu totul altceva să participi la un spectacol de teatru și la un concert acolo, pe viu, în direct, să simți decât să-l vezi din fața ce e de simțit, sau... exact, decât să stăm în fața televizorului sau în fața unui calculator, dar e o modalitate și asta, pentru cei care nu pot să ajungă, nu știu, mă gândesc și la că vor fi din nou tot felul de restricții, dacă vor fi foarte multe cazuri, și este o posibilitate de a urmări, de a fi conectat. Da, și e important, iată, bine că trăim în aceste timpuri și putem să păstrăm legătura cu publicul nostru și prin mijloacele acestea, pentru că înainte vreme a fost probabil mult, mult mai greu și a fost perioade când arta, cultura a avut de suferit foarte tare. Piesa, cred că de greutate în acest an, a fost cea cu privire la viața lui Tudor Vladimirescu, revoluția înfăptuită de acesta. Fără discuție, cred că a fost cel mai important proiect al teatrului. A fost prezentată și s-a fost transformată într-o piesă și radiofonică, da? Da, și am filmat-o și cu televiziunea română. Din păcate, erau discuții în sensul în care acest spectacol să fie transmis pe data de 1 decembrie. Din câte am înțeles, pentru că ținem legătura cu cei de la TVR, ne interesează și pe noi să vedem produsul final, normal, vară, da? Vorba și de imaginația. Exact. Și din păcate n-a fost timpul necesar pentru a monta și a găsi și spațiul de emisie necesar, vorbind un spectacol care durează ceva, undeva la 2 ore și jumătate, 3 ore. Dar pe viitor, cu siguranță, vom putea urmări acest proiect și în cadrul televiziunii naționale. A fost filmat, echipa TVR-ului a fost vara trecută, în august, 3 zile la Târgu Jiu, și au filmat în fiecare zi spectacolul, și de acolo vă dați seama ce muncă începe pentru a monta ce ai filmat 3 zile și a termina acest material într-un format, pentru că vorbim de o echipă profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, Televiziunea Română și echipa Teatru TV, Televiziunea Română, ne-au făcut o impresie foarte, foarte bună. Da, oricum era bine dacă se difuza până la sfârșitul anului, când este anul bicentenar. Asta era și discuția, dar până la urmă... Dar la Televiziunea Română se mișcă lucrurile mai greu ca la o instituție de stat. Dar până la urmă... bugetarii mai... Pentru noi, cred că e important că avem în fonoteca de aur a televiziunii române un spectacol și el va fi transmis pe posturile naționale de televiziune de aici încolo o bună perioadă de timp, mai ales că din discuțiile cu echipa Teatru TV din TVR erau foarte mulțumiți de produsul nostru, au fost foarte încântați de spectacolul nostru și mai mult decât atât erau mulțumiți că au un material de foarte bună calitate care merge transmis în orice moment important din perspectivă istorică, patriotică a țării noastre, și e posibil ca spectacolul nostru să fie urmărit în viitor destul de des pe posturile naționale, pentru că e un spectacol care are tema Tudor Vladimirescu, dar care se încadrează și pentru Mica Unire, și pentru 1 decembrie, și pentru zilele importante cu încărcătură istorică. Și mai ales că nu prea se fac spectacole de genul acesta. Da. E un spectacol complex și foarte multă muncă și eforturi financiare a costat ceva. A fost o nebunie de proiect. Noi nu am mai trecut niciodată prin așa ceva, dar suntem bucuroși și mândri că am reușit să lăsăm... Un spectacol complex, de la costume până la muzică. E spectacol muzical. Și asta cu albumul, pentru că n-am renunțat la această idee, doar albumul trebuie lansat. Albumul trebuie lansat în luna decembrie, dar o să lansăm în luna ianuarie. Pentru că, din păcate, și acolo e foarte multă muncă și Andy Dumitrescu, liderul trupei Bucium, cel care s-a ocupat de muzica spectacolului, a fost și el destul de ocupat în perioada aceasta și pentru a nu puteam să-l
să avem albumul terminat până la sfârșitul acestui an. Dar asta însemna să ne grăbim puțin și să nu avem timp să facem lucrurile așa cum trebuie să făcute. Și am zis că nu este până la urmă nicio grabă, putem să lansăm albumul și anul viitor. Până la urmă e mărturia și e lucru care a rămas după anul bicentenar Tudor Vladimirescu și cu siguranță anul viitor, în luna ianuarie, vom avea și un eveniment frumos în acest sens, dar nu vă spun acum despre ce este vorba. Vom avea și un cor foarte numeros care va fi prezent cu noi la lansarea albumului, trupa Buciun, firește, vor fi alături de noi. Va fi un eveniment și va fi la teatru, în sală sau la teatru, în altă parte? La teatru în sală. Ne gândeam să-l facem în aer liber, dar în luna ianuarie e greu de făcut un eveniment în... Nu, pentru că vorbim de o trupă care trebuie să cânte live la niște instrumente. Din păcate nu avem o sală mai mare, pentru că merita un eveniment cu o prezență mai mare. Dar o să-l filmăm așa cum trebuie și va fi disponibil albumul, probabil și în variantă online, gratuită pentru cei care doresc să asculte o muzică scrisă special și gândită special pentru Tudor Vladimirescu, și vor fi scoase și câteva CD-uri, albume, mai mult pentru a ajunge în toate instituțiile culturale din țara noastră, pentru că ne propunem să trimitem câte un album către fiecare instituție culturală importantă a țării noastre. E important, considerăm noi, să rămână acest semn după noi, să rămână acest semn după anul bicentenar și suntem bucuroși că, iată, am reușit cu toate discuțiile și cu tot scandalul creat artificial, spun eu, de anumite persoane cu interese meschine în jurul acestui proiect cultural. E important că am reușit să punem la masă mai toate instituțiile culturale, dar nu numai, și instituții de forță ale județului Gorj și entități private care au venit alături de noi, ne-am dat mâna cu toții și am reușit, iată, un proiect gigant, cum nu s-a mai făcut la Târgu Jiu și sper eu să greșesc, dar nu știu dacă în viitorul foarte apropiat se vom mai avea un astfel de spectacol. Pentru că a fost un spectacol gândit, scris, conceput, lucrat de la început, despre ceea ce avem noi aici. Și lucrul acesta, din punctul nostru de vedere, a fost cel mai mare câștig pentru noi. Bun, s-a scris foarte frumos despre acest spectacol, avem critici de teatru, academicieni, oameni de artă care au văzut spectacolul și au scris niște critici de teatru, niște articole, niște materiale care sunt impresionante și până la urmă întăresc munca colegilor mei, pentru că aici e vorba de o muncă titanică și, dacă vrei, asta a fost lucru care ne-a deranjat cel mai mult în toată acea perioadă urâtă, când unii considerau că e important să arunci cu mizerie într-o astfel de muncă, pentru că eu nu am văzut o echipă atât de unită și atât de dornică să ducă la capăt un proiect cultural cu care ei nu s-au mai întâlnit. Mă uitam la colegii de la Doina Gorjului, la balerinii Doinei Gorjului, cu care putem toți dintre noi să vorbim și să vedem că, nu vă spun vorbe mari, vă spun realitatea, care erau cu lacrimi în ochi și ne spuneau după proiectul acesta cultural că își doresc foarte tare să mai facem astfel de proiecte, pentru că e ceva ce n-au mai văzut, ceva și inedit, își doresc, da, tare astfel mult să mai facă parte din astfel de proiecte culturale. Păi, oricum, vedeți, aveți posibilități în județul Gorj, mai ales că am fost așa hărăziți cu tot felul de oameni minunați, de Catina Teodoroiu, Constantin Brâncuș și mulți alții. Mai avem în plan... Că pot fi făcute povești, foarte multe povești de acest... Tot așa, în premieră, la tine, avem în plan un spectacol închinat artei și vieții lui Constantin Brâncuș. Sărutul este, sărutul, un concept, da. Și a fost și cred că în continuare rămâne în spectacolul nostru port drapel, dacă vrei, cartea noastră de vizită, spectacolul cel mai bine primit de toată lumea teatrală românească. A fost și un spectacol nominalizat la Premiile Uniter pentru prima oară în istoria teatrului din Târgu Jiu. Am avut un spectacol nominalizat la Premiile Uniter, ceea ce nu este puțin. Am avut juriul Uniter care a venit la Târgu Jiu să vadă acest spectacol, dar este un spectacol gândit într-o anumită formă, este un eseu vizual teatral. Ne dorim o altă formă a artei, până la urmă, să descopere, limbaj, să scoată la lumină un limbaj înțeles de toată lumea, un spectacol din Sărutul Brâncuș. Cel din Sărutul e un limbaj înțeles de toată lumea? Da, e un spectacol pe care l-am gândit și cumva a fost
pus pe hârtie și apoi dus la bun sfârșit, exact în această logică, să fie înțeles de toată lumea și să dispară bariera limbii atunci când vorbim despre un spectacol despre Brâncuși, pentru că vrem să ajungem cu acest spectacol. Era în plan și anul trecut, dar am făcut doar online proiectul cu Institutul Cultural Român de la Paris, pentru că n-am putut să mergem la Paris, regulile erau foarte stricte atunci la ei. Sperăm ca pe viitor, așa a rămas și discuția atunci, ca cu proxima ocazie să ajungem cu acest spectacol la Paris și eu cred că acestui spectacol îi trebuie o rampă de lansare, dacă vrei, un loc unde să fie văzut de oamenii din afara țării noastre, de oameni de artă, pentru că este un spectacol care va avea viață lungă, așa cred eu, în repertoriul Teatrului Dramatic Elvira Gudeanu. Se va mai ține festivalul anul viitor? Da, sau este, știe... este dacă vrei, cum anul acesta, cazul Tudor Vladimirescu a fost proiectul principal al teatrului, către care ne-am îndreptat mai toată energia, așa va fi 2022, în anul 2022, festivalul de teatru, care din păcate nu se întâmplă de două ediții și e o pauză destul de lungă și ne dorim să se desfășurăm... S-a întâmplat din cauza restricțiilor, din cauza, din cauza restricțiilor în primul an și anul trecut la fel, tot din cauza restricțiilor, plus că a apărut acest proiect și a apărut acest eveniment al comunității noastre, pentru că bicentenarul anului 2021, Tudor Vladimirescu, cred că în primul rând este sau ar trebui să fie proiectul comunității noastre, pentru că Tudor e al nostru, e de aici și e important să ne arătăm și noi recunoștința față de această figură emblematică a istoriei și a civilizației țării noastre până la urmă. Dar anul viitor festivalul este în principal, să sperăm că restricțiile și pandemia aceasta și valurile fără număr, se vor termina cumva și ne vom putea desfășura activitatea, pentru că ar fi mai multe variante, lucrăm pe mai multe scenarii în acest moment, deja am deschis discuții despre festival, pentru că așa e firesc să ne facem temele cu ceva timp înainte. Ar fi o variantă să putem să jucăm în sală cu măcar 50% din capacitate și atunci ar fi în regulă. Ar mai fi o variantă, dacă nu le va fi permis spectatorilor să intre în sala de teatru, să dezvoltăm un proiect pentru zona exterioară. Dar aici e complicat, pentru că nu avem, în primul rând, un spațiu care să beneficieze de toată mecanica de scenă de care are nevoie un spectacol de calitate. Da, vom improviza. E clar că vom face cumva și festivalul ne dorim să se desfășoare. Din ce spunea domnul primar, a rămas într-o emisiune aici la 1 Plus TV, anul viitor ar trebui să se termine lucrările la parcul din zona Narciselor, care este, va fi prevăzut cu un amfiteatru frumos în aer liber și foarte generos din punct de vedere al publicului care poate să participe. Mai avem variante, avem și teatrul de vară, dar teatrul de vară. Nu există o mecanică de scenă. La teatrul de vară nu poți aduce spectacole cu un decor nu impresionant, un decor normal, minimalist. Exact, pentru un spectacol de teatru, pentru că nu ai cum să legi, să urci un pantalon, să așezi ceva, e doar un spațiu unde poți să vii cu un decor așa, o masă, un scaun, dar fără alte detalii specifice unui spectacol de teatru. La fel, luminile, nu prea ai cum să le așezi în poziția în care ți-ar trebui pentru un astfel de spectacol de o anumită ținută, așa cum am avut prezente în festivalurile ediția trecută a festivalului de teatru Elvira Gudeanu. Vom vedea. E clar, ăsta este principalul nostru plan, proiectul numărul 1, dacă vrei, și la fel, cumva, ne gândim pentru anul viitor să repunem pe tapet festivalul de teatru pentru elevi, așa cum se desfășoară în mod normal, pentru că altfel, și anul trecut, dar și anul acesta, am avut festivalul de teatru pentru elevi, care s-a desfășurat în variantă online, din păcate, s-a modificat structura lui, am avut două secțiuni, de exemplu, anul acesta, scriere creativă și interpretare, a apărut secțiunea scriere creativă, am avut foarte mulți, peste 50 de elevi implicați în festival, dar ne dorim să ajungem cu festivalul, așa cum
Îl știu și eu, am trecut prin el, pe scena teatrului, pe scândura teatrului, și acolo elevii de la colegiile și liceele din municipiul Târgu Jiu și din județul nostru să se întreacă și să vedem cine este cel mai bun. Teatrul a primit în ultima perioadă fonduri de la guvern, în general fonduri pentru dotarea cu aparatură, pentru, da, este o lege, anumitor reparații în teatru. Ce s-a făcut cu banii până acum? Ce veți face? Este o lege dată încă de anul trecut ca 2% din impozitul pe venit în fiecare comunitate să fie direcționat cumva către instituțiile profesioniste de spectacole. La noi la Gorj vorbim doar de Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și adevărat și prin implicarea noastră și prin sprijinul pe care l-am primit și de la autoritate, de la primărie, dar și de la reprezentanții noștri, reprezentanții gorjenilor în ministere, și aici trebuie să-i mulțumesc în primul rând domnului Victor Banța, dar întregii echipe de la București, care ne-a înțeles nevoile și a fost alături de noi, și iată am reușit în acest an să atragem la Teatrul din Târgu Jiu prima tranșă 20 de miliarde și acum recent așteptăm publicarea în Monitorul Oficial încă 25 de miliarde, vorbesc în bani vechi. Din prima tranșă am reușit să ne mai punem la punct în ceea ce privește zona de lumini, ne-am schimbat câteva LED-uri, nu atât cât ar fi trebuit. Reușim să mai facem ceva la sala de spectacol și acum să vedem, probabil că acești bani îi vom putea folosi cu precădere anul viitor, pentru că nu mai e mult până la sfârșitul acestui an, se închide activitatea cu trezoreria, nu mai pot să faci achiziții și așa mai departe, dar oricum acești bani se reportează în anul viitor. Bugetul de anul viitor. Așteptăm să vedem colegii noștri de la primărie cum vor gândi bugetul de anul viitor pentru teatru, pentru că avem destule nevoi și acești bani vin pentru segmentul cultural ca un colac de salvare, dacă vrei. De acești bani au beneficiat toate instituțiile culturale profesioniste din țară, cei care i-au solicitat până la urmă. Din păcate, în multe locuri aceste instituții n-au fost sprijinite de autoritățile locale și atunci bănuții aceștia au fost dirijați în alte zone. Sper să nu fie cazul și la noi și să reușim, pentru că, repet, avem foarte multe nevoi la teatru, sunt lucruri pe care ar trebui să le punem la punct și sunt lucruri care vin în sprijinul activității noastre, dar și în sprijinul comunității noastre. Pentru că dacă reușim, dau un exemplu, să schimbăm toate becurile, toate luminile de la teatru, să le trecem pe LED în 2 ani de zile. Un consum redus mai. Imortalizăm practic investiția, pentru că consumul nu se va la teatru e un consum ridicat, pentru că vorbim de amortiza, exact, investiția și câte și mai câte lucruri de genul acesta ne dorim să ne achiziționăm și noi în microbuz, mai ales că avem un plan să mergem să jucăm nu doar în Târgu Jiu, prin tot județul. Avem planul, sper să le putem duce la bun sfârșit. Ne oprim aici, succes în ce v-ați propus și pe finalul acestui an și pe perioada anului următor în toate proiectele Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație, să ne vedem cu bine, să fim sănătoși și la anul vă așteptăm cu drag la teatru, dacă nu și pe sfârșitul acesta de an. Doamnelor și domnilor, deocamdată ne oprim aici. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la fel de luni până joi de la ora 19. Să aveți un weekend cât mai frumos. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures.
White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea. Direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz, numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ...24 de ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766554732 și spune stop durerii. Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.